de pompieri Cernavoda a fost alertat în jurul orei 9:30 seara de producerea unui incendiu la o casă pe strada Fundătura Cazărmii din Cernavodă. La momentul ajungerii aici, din spusele martorilor, erau două persoane în casă. După ce am localizat incendiu, au fost găsite cele două persoane, din păcate decedate. Probleme din punct de vedere al incendiului nu au fost. S-au intervenit cu trei mașini cu apă și un echipaj smurt.